internet până la diverse cărți. Ceea ce eu am încercat să pun în evidență sunt proprietarii. De ce? Pentru că avem nevoie să ne apropiem și mai mult de teritoriu, de persoane și de sensibilitatea acelei realități. În cazul acesta am un proprietar, este vorba despre Șervan de la Cramat Forcova și așa mai departe. A fost o surpriză și pentru presa italiană în acest sens, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu s-a mai realizat acest lucru. La fel am făcut și cu restaurantele. Numai că nu am pus neapărat pe proprietar, dar am pus bucătarii șef, care sunt persoanele cele mai importante într-un restaurant. Nu am pus rețetele. Vorbim despre preparate italiene. Nu am pus rețetele. Rețetele se găsesc pe site-ul meu, ardelan.it. Nu am dorit să realizez o carte de bucate. Nu sunt persoana cea mai potrivită pentru așa ceva. Și în plus, atâtea cărți de bucate avem, hai să fim serioși. Și atunci am pus elementele, adică ingredientele pentru fiecare preparat, pentru a justifica asocierea dintre vin și preparat. Dar, în schimb, am ales câte un element prin care să divulg cultura italiană. Să creez acest schimb cultural, cum am spus mai devreme. Și un exemplu care îmi place în mod particular este, de exemplu, orezul. Povestit la unul dintre preparate despre orez. Câți dintre noi știm că în lume sunt peste 100.000 de tipuri de orez și că în Italia sunt peste 100 de tipuri și că cel mai bun orez este carnaroli, considerat orezul excelent pentru risoturi. Asta este un mic exemplu și multe altele, adică 50 pentru fiecare, astfel încât să rupeze fiecare preparat.